Păi, clar putem face asta! Ar fi atât de cool! Nu știu, nu am o coordonare atât de bună, dar o să încerc! Wow, se pricep! Deci, e așa! Nick e de vis! E bărbatul meu ideal! Am fi un cuplu atât de drăguț! Aș putea să mă pierd în ochii ăia! Și râsul lui e muzică pentru urechile mele! Ok, o să-l invit la o întâlnire. Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Eh, în afară de a fi umilită total. Ce amuzant! Te putem ajuta cu ceva? Da, Tocilaro, ce vrei? Am o idee. De ce ai făcut asta? Ups, mi-a scăpat. Scuze. Ce jenant! Da, a fost o fază cam răuteceasă. De ce ai făcut asta? Hei, eu trebuie să plec. Hei, n-a fost prea frumos? Ava? Nu pot să cred că am fost atât de fraieră. N-ar fi trebuit să mă duc la ei? De ce mi se întâmplă mereu asta? Nic nu o să fie niciodată interesat de mine. Dar mă gândesc numai la el. Uite ce zâmbet. Ce se întâmplă? Acolo erai! Am umblat prin atâtea telefoane ca să te găsesc. Dă-mi o mână! Ok. Mă bucur că am ieșit de acolo. Era cam înghesuit locul. Deci, bună! Ești reală? Da! Deși trăiesc în telefonul tău, am venit să-ți ofer o schimbare de look. Mai întâi, uită-te la pantofii ăștia. Am pantofi. O să mă prefac că nu i-am văzut niciodată. Ce zici de ăștia? Ăștia, da! Haide! Ok, mersul pe tocuri înseamnă încredere. Și echilibru. Imită-mă! Vezi? Încrezătoare, sigură pe mine și îi dau bătaie! Trebuie să deții controlul! Încearcă și tu! Ok, cât de greu poate să fie? E doar un mers! Aoleu! Ușurel! Wow, gata! O fac, o fac! Ai fost pe aproape? Poate că am fost prea ambițioasă! O să revenim la asta! Lecția numărul 2! Flirtatul? E atât de simplu! Relaxează-te! Fii jucăușă, prietenoasă! Hei, tu! Scuze, nu eram atentă! Hai să încercăm! Continuă! Doare! Dar e bine! Apoi îmi încrucișez picioarele! Ok! Zici că e jocul Twister! Așa? Bună! Ce mai faci? Aoleu! Poate că e mai bine să nu zâmbești! O să fie mai greu decât mă așteptam! Hei, vrei să ai un zâmbet de Hollywood? Acest mic gadget o să-ți facă dinții să strălucească! E fix ce ne trebuie! Ce? Hei! Scuze, noi avem mai mare nevoie de el ca tine! Gura mare! Ce ar trebui să fac asta? Măgâtilă! Poți să-l scot acum? Nu, nu încă! O să am nevoie de ăștia! Ok, poți să faci! Bine! Cum arată? Wow, așa da! Ok, ești pregătită pentru lecția cu numărul 3? Trebuie să facem ceva în legătură cu hainele alea! Hainele mele? Ce au? Știu! E ca și cum m-aș juca de îmbrăcatul cu păpușile mele! Ce se întâmplă acolo? Sunt aproape gata! Pregătește-te să fii impresionată! Ta-da! Încerci să mă enervezi? La ce te referi? Asta e ultima modă! Da, pentru bunicuțe! Ești doar invidioasă! Auci! O să am nevoie de mai mult ajutor! Slavă Domnului că există aplicații de modă! Îmi place, dar... Ok, mult mai bine! E prea scurtă! Arăți ca o față de masă! Cred că zicem pas! Asta e drăguță! Cred că avem o câștigătoare! Acum hai să facem ceva cu părul tău! Ce zici de coafiura asta? Poate că nu. Nu? Vrei să fii roșcată? Sau poate că vrei să te înscrii la circ? Îmi place coafiura aia! Wow! Arăți uimitor! Ce diferență! Mă simt atât de frumoasă! E nepoliticos să te holbezi! Vino aici! Am o surpriză pentru tine! Oh, ce palpitant! Pot să deschid? Stai așa! Mă sună cineva! Trebuie să mă abțin! Nu pot să mă uit în cutie? Trebuie să fiu puternică! Zici că face mișto de mine! E atât de tentantă! Trebuie să aflu ce e înăuntru! O să o ating nițel! Oh, nu! Mâinile mele au deschis din greșeală cutia!
Stai! Aia a fost Ava? Nu e nimeni pe aici. O să mă uit. Wow! Uite ce de chestii! N-am mai văzut niciodată atât de multe farduri. Și sunt ale mele! De ce se vede totul în ceață? O să încerc să mă machiez singură. Am mai văzut alți oameni făcând asta. Trebuie doar să dai cu pensula, nu? Oh, ce frumos e ăsta! Scuze! Ce se întâmplă? Betty, ai deschis cutia? Răspunde-mi, Betty! Te-ai întors! Nu te apropia! Poftim? Fă o să dispară! În fine, putem rezolva problema asta. Vai! Ce e asta? Stai să o curăț! Mult mai bine! Ia să încerc iar și eu mă ocup de treaba cu pensula de machiaj. O să începem cu sprâncenele tale. Șablonul ăsta o să te ajute să ai niște sprâncene mai pline și mai groase. Uite așa! Wow! Nu e așa că tehnologia e uimitoare? Nu mai vorbi! Asta o să le fixeze. Stai să mă uit la tine. Cred că asta e cea mai dificilă treabă de până acum. O să-ți mărim buzele. Chiar e necesar? E o senzație ciudată. Cred că putem să le scoatem. Wow! Uite ce buze am! Poate să-i placă lui Nick? Îți dai seama? Uite un truc isteț! Dă cu rujă periuță interdentară, apoi presează-o pe buzele tale. Uite așa! Apoi fă un X pe mijlocul buzei superioare. După ce ai creat conturul, colorează-l cu ruj lichid. Așa nu o să se întindă rujul și nu o să te murdărești. O să ai niște buze uimitoare și seducătoare. Opa! Unde te grăbești? Mă descurc! Ce zici? Știu, arată bine! Ce? Cum e posibil? Tocilara? E sexy? Super! Acum mănânc de stres! Nu pot să cred! Stai! Ăla e un coș? Ziua asta putea să devină și mai rea? E doar vina lui Betty! Stai puțin! Mi-a venit o idee! O să fie super! Mersi mult! A fost distractiv! Ce e asta? Cineva mi-a lăsat un cadou! Poate a fost Nick! E atât de romantic! Abia aștept să-i gust! Deci, asta e petrecerea? Wow, e grozavă! Ador melodia asta! Și Nick a venit deja! Betty, hai să dansăm! Betty? Vai, sunt atât de buni! A, da, petrecerea! S-a întâmplat ceva? Nu pot să cred! Ce ai făcut? Trebuie să găsim o soluție! Rapid! Stai puțin! Cred că știu ce să fac! O să folosesc un cuțit ca să tai vârful markerului. Acum o să cioplesc o formă! Vreau să creez o inimioară! Apoi putem să o ștampilăm pe coșurile tale! Sunt ascunse instant! Și arată drăguț! Așa e! Ce m-aș face fără tine? Cred că ești pregătită! Du-te! Distracție plăcută! Am emoții mari! Wow! Uite-l pe Nick! Sper să mă observe! Bună! Betty? Poftim! Acum e momentul! Trebuie să-mi amintesc tot ce mi-a zis Ava! Bună! Bună! Nick, glumești? Arăți grozav! Chiar crezi asta? Ce drăguț din partea ta să spui asta! Deci, vrei să dansăm? Am așteptat momentul ăsta de atât de mult timp! Nu mai trebuie să aștepți! Nu vreau să se termine momentul ăsta! E tot ce mi-am dorit! Când te privesc, e ca și cum n-ar mai fi nimeni în cameră! Vai, în sfârșit se întâmplă! Chiar o să-l sărut pe Nick! Mi-am jurat că nu o să plâng! Hei, Ava! Întoarce-te aici! David! Am uitat complet! Pa, Betty! Mi-a fost dor de tine! Ești gata? Cartea asta e atât de bună! Și la fel e și burgerul ăsta! Hei, dă-te mai încolo! Ești pregătită să te antrenezi cu mine? Să mergem! Sport? Da, nu mersi! Nu e de mine! Nu ziceai că vrei să fii mai zveltă? Păi, cred că am zis asta! Și n-ai zis că vrei să-l impresionezi pe frumușelul ăsta? Ok, ai dreptate! Am zis asta, o să vin cu tine! Bun, urmează-mă! O să fii în formă! Deja sunt epuizată doar că te-am privit pe tine! Nu uita să-ți lucrezi și mâinile, nu doar picioarele! Haide, o să o luăm pe aici! E frumos în zona asta! Dacă zici tu!
Hei, nu mai șoma! Bagă mare și hai aici! Un picior după celălalt, așa se face! Vai de mine! Cred că mor! Nu mori! Ești bine! Ține-o tot așa! Trebuie să-ți imaginezi că săruți buzele alea drăguțe! Așa! Încă o serie, te descurci! Încă unul! Haide, învinge durerea! Oh, Doamne, sunt epuizată! Cred că mi-am rupt picioarele! Slavă Domnului că am ajuns în sfârșit acasă! Hei! Burgerul meu e încă aici! Sunt flămândă! Da! Hai la mine în gură, bunătate! Stai, mai bine mă ascund ca să nu intru în bucluc! Ar trebui să fiu în siguranță sub asta! E timpul să mănânc! Oh? Unde s-a dus? Credeam că s-a întors acasă! Nu o văd aici! Oare unde s-o fi dus? Puțin. Cred că aud o ronțăială. Hei, te-am găsit! Te ascundeai sub masă de parcă nu te-aș fi căutat aici. Dă-mi chestia aia. Haide, ai muncit atât de mult azi. Nu strica totul. Poftim, dacă ți-e foame, poți să mănânci merele astea. O să facem smoothie-uri. Sunt distractive și delicioase. Poftim, bea-l. O să te mențină sănătoasă. Serios? Nu e deloc gustos? Da, ai dreptate. Sunt oribile chestiile astea. Scuze! Bună! Ah, părul ei e un dezastru! Mă simt prost, pun pariu că toată lumea o să râdă de ea. Uf, ar fi așa de greu de suportat. Stai, știi ce? O să te ajut! E o intervenție pentru păr. O să începem prin a scoate elasticul ăsta. Ok, dar acum părul meu e răvășit. Asta pentru că încă lucrezi. Ai nevoie de niște culoare. Întâi vom avea nevoie de niște carioci. O să tai capătul și o să scot tușul. E un pai mic cu tuș, adică pot să suflu în el. O să-l bag în gură și... voilà! Iese toată culoarea! Ok, acum că am culoarea, am nevoie de cremă. O să pun o linguriță și o să încep să o amestec în culoare. Ok, suntem gata pentru pasul următor. Am o mănușă de plastic, deci e timpul să încep. O să-ți întind asta pe o șuviță de păr. Acum s-o înfășor în folie de aluminiu. Bun! E timpul pentru mov. Ești sigură că e o idee bună? Da, o să vezi când e gata. Înfășoară și pe asta. Acum trebuie doar să așteptăm. Ok, e timpul să vedem părul. Scoate folia și voilà! Ah, îmi e prea teamă să mă uit. Stai! Ăla-i părul meu? E verde și mov! Wow! Ce drăguț e! Îl ador! Cred că mai ai nevoie de ceva ca să fie lucrul gata. O să scoatem ochelarii ăștia. Vezi fără ei, nu? Știi ce? Scoate-ți și cardiganul. Îl lăsăm acolo. Unde e locul? Da, clar lăsăm nasturele ăla desfăcut. Mă simt destul de... frumoasă. Haide să mergem la ore! Bun, e timpul să-ți testăm noul look! Wow! Vezi mov și verde ca mine? Oh, Doamne! Nu râde nimeni! Mersi mult! Vai de mine, vai de mine! Nu mă pricep deloc să merg pe tocuri! Trebuie să-ți lași greutatea pe degete, nu pe călcâie. Ok, stai puțin. Auzi, ține-ți spatele drept și bărbia ridicată. Gata, acum încearcă să mergi așa. Ok, ok, o să reușești. Sau poate că nu. E posibil să fie o cauză pierdută. Are un ghiozdan plin de manuale și romane. Asta s-ar putea să fie soluția? Ok, mențineți echilibrul cu aceste cărți pe cap. Așa o să înveți să ai o postură corectă. Vezi? Uită-te la mine. Mergi fix așa. Ok, am înțeles. Da, te descurci. Hei, stai puțin. Ce s-a întâmplat cu tocurile? E desculță. Care mai e scopul atunci? Hei! Ok. Uite, l-am încălțat iar. Nu, cărțile mele și ochelarii mei. Au!
Of! Wow, e cald azi afară și chestia asta durează o veșnicie. Cărțile ei cam au de suferit. Haide, haide. Hei, hei, cred că am reușit. Uite! Da, ai reușit. Știam eu că poți pentru că ești grozavă. Ah? Wow, uite ce face ea. Bună. Oh! Oh, cred că a durut. Ups. Trebuie să strălucesc. Hei, Betty, hai să mergem la un film. Putem merge cu mașina ta nouă? Bună, Mickey! Ce jachetă frumoasă ai! Mulțumesc! Trebuie să ajung la chimie. De mine a uitat complet! Vopseaua mea! Mai trebuie o pânză. O să iasă bine de tot. Ia să vedem dacă lui Thomas o să-i mai placă jacheta ei. Trebuie să mă mișc rapid. Nimănui nu-i plac hainele pătate. Parcă ar avea o pată de muștar. Da? Ai ceva pe jachetă? Oh, nu! Dar am mereu grijă. Nu-i bai, nu o să observe nimeni. Nasol! Dar o pot repara. Ai o pată pe haine? Lasă-te inspirată și creează ceva unic. Pune-ți o mănușă și pictează-o. Apoi apasă-o pe material. Uite ce culori distractive. Cu niște stropi va fi și mai interesant. Gata! Și uite așa am rezolvat rapid problema. Wow! Trebuie să postez asta. Designul tău o să devină viral. Ce faceți aici? De ce arată jacheta atât de bine? Wow! Uite ce de unghiuri! E mai ceva ca un triunghi! Aș putea să-l rezolv ca pe o problemă de mate! Uită-te la fețișoara aia! Mă va observa azi? Oh, ce mai faci? Arăți bine! Ciupește-mă, visez! Chiar vine aici? Oh, normal că vorbește cu Annie. Cine nu s-ar uita la o fată ca aia? O fustă metalică? N-aș putea purta niciodată așa ceva. Mai ales cu tristețile astea. Of! Ah. Bună, mamă! O zi grea? Măcar tu nu ți-ai petrecut-o împăturindu-le pe astea. Fii drăguță și strânge-le tu! Mersi, scumpă! Ziua asta devine din ce în ce mai bună! Stai puțin! Știu cum să atrag mai tare atenția! Mă ocup de astea mai târziu! Am alte lucruri de făcut acum! E mai bine! Acum să încheiem șmecheria asta! Și momentul adevărului! Dar mi-ar prinde bine mai multă vigoare! Mult mai bine! Și o bluză? Zici că sunt o persoană nouă! Arată drăguț, nu-i așa? Ia să-l vedem cum mă mai ignor acum! Wow! Aia chiar e Chloe? Ah, bună! Ai avut un puseu de creștere aseară? Putem spune și așa! Ce zici să chiulim de la ore și să mergem la film? Bun, elevi, cine poate rezolva ecuația asta? Nimeni? Eu nu. Betty? Hai la tablă, domnișoară. Of, bine. Hai, mai repede. Nu știu să calculez asta. Poftim? Stai jos. Serios? Chiar trebuie să țipe la mine? Altcineva? Bine, hai! Iar Mickey? Are cumva fusta găurită? Ce păcat, nu-i așa? Cumpără-ți și haine noi din când în când! Vin! Auleu! Fusta mea! Ce lenjerie are! Îți vine să crezi! Hei, aș putea să mă bucur de atenția primită!
Ce mișcări epice! Nu te opri bine? Să vezi câte like-uri o să strâng! Îmi place! O să-i spun mișcarea lenjeriei! Da, e grozav! Ce tare! Le place tuturor! De ce mi se tot întâmplă asta? M-am săturat! Mereu să fii tu însăți și o să radiezi prin frumusețea ta naturală. Care-i sfatul tău preferat de machiaj? Răspunde-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenelor tale și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave.